Bun găsit astăzi la Știrile Nova TV. Astăzi am asistat la un antrenament al celor de la Gaz Metan Mediaș, echipa de basket, alături de juniorii de la Clubul Sportiv Școlar. Juniorii au fost foarte încântați de această întâlnire și speră că se vor mai întâlni și cu altă ocazie. Haideți să vedeți și dumneavoastră cum a fost astăzi antrenamentul. Astăzi v-ați întâlnit cu jucătorii de la CSS Mediaș alături de echipa dumneavoastră. Cum a fost? Da, este foarte frumos, o atmosferă foarte bună de lucru. Juniorii sunt ca și buretele, absorb absolut orice informație pe care le-o dăm. Este extraordinar și vom mai face astfel de acțiuni în sprijinul lor. Să înțeleg că va continua, deci vă veți întâlni cu ei în fiecare lună, în fiecare săptămână. Cum va fi? Nu știu, în perioada imediat următoare. Acum avem un pic mai mult timp și este normal să ne facem timp pentru viitorul basketului românesc. Ați descoperit astăzi vreun mic talent? Sunt talente, deci talente sunt peste tot și România are talente, dar trebuie să ne ocupăm de ei. Cum au răspuns jucătorii din echipa dumneavoastră la această idee? După cum vedeți, sunt toți transpirați, toți încearcă să transmită din experiența lor. Sunt bine, ne simțim foarte bine. Domnul Șerban, cum vi s-a părut această idee? Păi, mi s-a părut foarte bine și este foarte bună și este foarte binevenită pentru juvenirii basketului medieșan, pentru că din acest campus, că e un fel de campus, se poate învăța foarte mult. Și plus de asta că se pot descoperi talente. Se pot descoperi talente și mă bucur că antrenorii au avut această idee, domnul Center și domnul Popa. Și eu am fost de acord, însă am făcut o mobilizare bună și văd că copiii au venit. Sper că să mai putem organiza și săptămâna viitoare încă o zi din asta și sper să avem mai mulți copii. În acest fel, într-un fel, îi încurajați și pe cei mici, cumva le dați, le oferiți visul pe tavă. Păi, de fapt, pentru ei a fost făcut asta, deci pentru copiii 13, 14, 15 ani, pentru că cei mari deja știu despre ce este vorba și încercăm să reducem și la o vârstă mai mică, pentru că ați văzut, copiii sunt foarte interesanți și le place foarte mult să participe la asemenea acțiuni, pentru că asemenea acțiuni încă nu s-au mai organizat la media. Ce au zis cei mici când le-ați dat vestea că vor juca basket alături de cei mari, se vor antrena de fapt? Au fost foarte bucuroși și această acțiune, să știți că așa se organizează în campurile internaționale, deci e o perioadă mai mare, de 2 săptămâni, de 10, 12, 14 zile și în fiecare zi se fac antrenament, 2 antrenamente pe zi, se fac pe aceleași ateliere cum s-au făcut și acum, pentru că, vedeți, se fac, de asta sunt și jucătorii și antrenorii, ca să poată să lucreze foarte bine, să treacă prin toate elementele tehnice ale jocului de basket. Și la copii le place foarte mult. Și sunt convins că data viitoare vor fi mult mai mult și le va place și mai mult. Și vor dori să mai fie și în continuare asemenea acțiuni. Cu siguranță. Asta înseamnă că cei mici la noi au o șansă în plus față de alți copii care văd doar la televizor meciuri de basket cu cei din divizia. Să știți că așa este, cei mici care primii trebuie să se pregătească și să fie să prindă jocul de basket, pentru că la o vârstă fragedă se învață mult mai bine. Deci în clasa 1-a, clasa 1-a și 2-a, eu vă spun din proprie experiență, pentru că am muncit foarte mult și am luat copii din clasa 1-a și clasa 2-a și i-am dus până sus în clasa 12-a și este foarte bine și la copii le place foarte mult. Există interes pentru copiii medeșeni pentru acest sport? Există, da. Există și mă bucur că această echipă de divizia care a avut rezultate foarte bune și numai anul acesta am avut niște probleme obiective, dar copiii, să știți că vin foarte mult la basket și le place foarte mult să joace și să practice acest joc sportiv. Mult succes! Mulțumesc mult de tot și dumneavoastră la fel! Cum a fost astăzi la antrenament? A fost super! O experiență nouă. N-am mai făcut așa ceva, sperăm să facem mai des. Da, deci ți-ar place să faci mai des? Da, da. Mi-a plăcut ce vreau să mai facem de mai multe ori pe an. De mai multe ori? Da. Cum te numești? Nistor Constantin. De cât timp faci basket? De 2 ani jumate. Cum te numești? Chisatila. Și tu de câte ani faci basket? 8 ani. Ție cum ți s-a părut? Cum te numești? Rosmai Claudiu. Mi-a plăcut și aș vrea să mai facem. Cum ți s-au părut jucătorii de la echipa mare? Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult? Da. Tu cum te numești? Șerban Filip Samuel. Și câți ani ai? 12 ani. De cât timp faci basket? 3 ani jumate. Și cum ți s-a părut astăzi? Foarte frumos, o experiență frumoasă. Ai mai vrea? Da. Cum te numești? Barbu Nicolaas. Câți ani ai? 13. Și de cât timp faci basket? Aproape 6 ani. Cum ți s-a părut experiența de astăzi? Foarte interesantă, mai ales că avem de învățat de la ei. Cum ți s-au părut jucătorii mari? Foarte buni. Ți-au plăcut? Da. Tu vii la meciurile de basket? La toate, la niciunul nu lipsesc. Gazul!